În media și mica publicitatea se face pe stâlpi, copaci sau garduri. Deși în oraș există mai multe panouri destinate afișajului publicitar, aproape nimeni nu ține cont de ele. Primăria anunță că cei prinși lipind afișe în astfel de locuri interzise vor fi amendați. Condiția este una singură: făptuitorii să fie prinși în flagrant. Polițiștii locali nu vor avea o misiune ușoară. Anul trecut au reușit să depisteze doar câteva persoane care au lipit anunțuri pe stâlpi, pe garduri sau pe fațada unor magazine aflate în zona centrală. Poliția locală Mediaș a sancționat mai multe persoane cu amenzi în 2013 pentru lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât pe panourile speciale de afișaj. Trecătorii nu prea sunt încântați de priveliște și spun că administrația ar trebui să facă verificări și să-i sancționeze mai aspru pe cei care lipesc afișe în locuri interzise. Facem publicitate pe unde putem. Dacă ar prinde pe unul și l-ar sancționa așa cum ar trebui, a doua oară n-ar mai face. Bine, eu am fost în Europa, în multe țări, și n-am văzut așa ceva. Dar pentru publicitate și pentru câștig, ce nu face omul? Dar cum cei care lipesc afișe sunt prinși destul de rar, cineva trebuie să răspundă în locul lor. Primăria spune că societățile și administratorii stâlpilor și clădirilor au obligația de a curăța afișele lipite fără aprobare.